Imagini revoltătoare la Spitalul Județean din Piatra Neamț, în secția de pediatrie. Este plin de gândaci, iar situația nu este nouă. În urmă cu 2 luni, părinții au mai filmat insectele care se plimbau nestingherite pe pătuțurile copiilor. Atunci, managerul dădea asigurări că dezinsecțiile se fac regulat. Despre noua filmare, directorul nu a mai comentat. Este în concediu. Uite-l cum merge. Ia uite-l. Ai apărut? Sunt imaginile surprinse într-un salon al secției de pediatrie a Spitalului Județean Piatra Neamț de o mamă internată cu cel mic. Și nu este pentru prima oară când spitalul se confruntă cu o astfel de problemă. Un gândac este o problemă, 3 gândaci sunt 3 probleme. Asta declara managerul spitalului din Piatra Neamț în urmă cu 2 luni. Ba chiar susținea că dezinsecțiile se fac regulat în unitatea medicală. O anumită planificare a dezinsecțiilor pe care noi o respectăm. Și sigur că intervenim ori de câte ori, acest nivel de confort este într-un fel incidental atins sau nerespectat. Acum este plecat în concediu. Ieri, președintele Consiliului Județean și-a făcut apariția în curtea unității medicale, după ce jurnaliștii au semnalat din nou problema. Vreau să vă încercez un pic lucrarea, pentru că am văzut în presă niște... un articol, că sunt iarăși probleme în pediatrie. Ha, mai merge, leacă. Mai merge? Așa, mamă, da, du-te. Secția aflată în reparații este un focar de mizerie, iar filmulețele cu gândacii care mișună printre copilașii internați au ajuns virale în mediul online. Vreau să înțelegem împreună și care sunt motivele pentru care avem aici gândacii. Deci, așa cum știți, avem un plan amplu de reabilitare acestei clădiri. De ce nu s-a luat totuși măsura izolării copiilor și internării în alt cor de clădire pe timp efectuării reparației? Pentru că, din ce înțeleg de la managerul spitalului, nu au avut unde să-i mute în altă parte, nu au spațiu, însă oricât de mult, înțeleg că bunăvoința a fost. Uite gândecelul, așa mă, mergi, mergi. Nu vreau să mai aud situații de genul ăsta cu gândaci și cu muște. Încă o dată, vreau să luați în serios asta și să vorbiți. Lucrările de reabilitare a secției de pediatrie au început în ianuarie 2016, iar valoarea contractului este de peste 17 milioane de lei.